Bine ați venit, Capricornilor, la o etalare romantică și mai întâi de toate am de făcut un anunț. Pe 7 mai voi fi în direct, vă anunț pentru a vă abona, cei care vor, bineînțeles, pentru a fi înștiințați de pe clopoțelul acela, deci trebuie să-l activați. Sunt foarte mulți care sunt abonați, dar nu au activat clopoțelul și nu știu când apar etalările sau tot ceea ce se încarcă pe acest canal. După care puteți să-l dezactivați dacă nu doriți să fiți pe canalul meu, nu există nicio problemă, sunteți liberi să o faceți, toată lumea e liberă să o facă. Dar pe 7 mai vor fi mici secrete din astrologie care le voți folosi în practică. De ce le voi da? Pentru că am fost sfătuită de profesorii mei, oamenii au nevoie de ajutor. Așa cum toată lumea și din prietenii mei au probleme în relații, probleme cu banii, probleme cu tot felul. Dacă vă țineți de acele trucuri pe care vi le învăț și vă țineți și de numerologia pe care o vă învăț, deci cu siguranță nu găsiți nicăieri aceste informații. Eu nu fac webinaruri pentru a fi plătită, pentru că știu că majoritatea oamenii acolo afară nu dispune lumea de bani pentru așa ceva și ba din contră ar trebui să-i ajut pentru a face un ban în plus. Atunci când va veni vremea pentru o școală, da, este normal să fii plătit pentru munca pe care o faci, dar în momentul în care vreau să dau o informație pentru ceilalți, este o informație pentru a se folosi, pentru că mulți dintre voi aveți nevoie de ajutor. Și nu uitați un singur lucru, nu este ceea ce cereți. Este activați energia respectivă și universul vă dă. De ce? Pentru că o activați. Și știe că doriți ceva bun. Niciodată nu doriți ceva rău. E normal. Deci, informațiile respective este prin școala astrologică vedică, de la unul dintre cei mai mari profesori și am mulți profesori acolo. Dar principalul profesor de care mi-este drag, îl aveți pe comunitate. Ken Rao. Și haideți să mergem mai departe. Ce avem pentru Capricorn? Prima etalare este a voastră, cea de-a doua sufletului pereche. Și haideți să vedem ce avem pentru Capricorn. Simt o transformare. Ha! Transformare! Capricornul se trezește la realitate și își spune cuvântul. Să te ferească Dumnezeu dacă stai în fața lui acum. Nu uitați că sunteți o treime din energie, ascendent, lună și soare. Cei care doriți într-adevăr să știți, să aveți toate detaliile respective de pe un raport automat, puteți să mergeți pe linkul pe care l-am direct pe pagina mea pentru a comanda acel set și mai aveți ceva informații bonus înăuntru. Cei care doar doriți să aflați, mergeți, vă rog frumos, nu-i fac reclamă, pe Cosmic Insights, app-ul respectiv care se află și pe grupul nostru pentru a înțelege care este ascendentul vostru, unde aveți luna și unde aveți soarele. Și atunci sunteți o treime din fiecare. Nu uitați că vă trebuie ora. Cei care nu vă știți ora, vă voi învăța un mic truc pe 7 mai. Veniți înarmați cu hârtie și ceva de scris. Și răbdare, dacă vreți să învățați ceva. Mergem mai departe. Ce v-am spus eu dacă stați în fața unui capricorn când se trezește? Și mai ales dacă i-ați provocat durere. Ceartă nu-i nimic cu oameni bani. Deci durerea care i-ați provocat-o Capricornului, cine ar fi acea persoană? Deci un Capricorn rănit, dă la o parte absolut tot și va pune în față numai ceea ce dorește cu adevărat. Și ce dorește cu adevărat? Dorește să fie iubit în măsura în care dă și cavalerul de monede. Toți Capricornii sunt căsătoriți cu locul de muncă, dar în momentul în care va sta mai mult decât chiar dacă este normalul, peste orariu, să știți că există o mare problemă între voi. De ce? Pentru că ei se eschivează să ajungă acasă.
Prima etalare de jos va fi a voastră, energia voastră, cealaltă va fi a celelalte persoane. Cinci de spade va ajunge. Nu mai doriți să aveți o relație în care să vă certați. Nu mai doriți să aveți ceva la care, într-adevăr, să vă aducă durere. Cinci de bâte. Este un fel de sunteți agățați sau v-ați agățat de niște divergențe și continuați să le spuneți și continuați să le ziceți. Capricornilor, nu-și are rostul. Dacă ceva v-a rănit, o lăsați acolo, o clarificați și la revedere. Nu vă mai întoarceți înapoi, pentru că amintirile negative vă provoacă durere. Nu vă mai aduceți aminte de ele. Iertați și mergeți mai departe. Dar ar fi bine nici să nu le spuneți, să le... Știți, în momentul în care voi vorbiți, activați de fapt ceea ce vă doare, pentru că este în interiorul vostru. Bârfă. Pajul ăsta și cu 10-le asta este ceva la care chiar îți dă foarte multă durere. Și nu mai lăsați oamenii să se bage într-o relație, nu mai lăsați pe nimeni să se bage între voi, în ceva în care într-adevăr este frumos, pentru că asta aduce durere. Dacă nu sunt certuri, este o concurență a celorlalți din jur de a vă, de a încerca să vă dezbine. Pajul de cupe. Și patru de spade. Este o iubire ascunsă. Cavalerul de monede. Da. Este destinul vostru. Dacă este energia voastră, aici se schimbă totul. Și am văzut că la foarte mulți dintre voi a venit cartea destinului, roata. Dar nu vă agățați de niște bârfe sau, mai bine zis, cineva încearcă să arunce cu noroi. Și acei cineva e posibil să fie dintre frați mai tineri, dacă nu este cineva un iubit sau cineva pe care aveți. Dar asta se întâmplă aici. Sau poate chiar fi un copil, bineînțeles, nu un copil, un tânăr. Energia celelalte persoane. Judecata. Știți ce vrea să-mi spun aici judecata? Cealaltă persoană și-a dat seama că dacă vă pierde, este terminat, terminată. Ce vrea să-mi spună 5 de bâte? Că vă iubește într-adevăr și că recunoaște că v-a produs o mare durere. Pentru că asta este. Știe, recunoaște că a produs o mare durere în viața voastră. Iar acum a venit Universul să facă dreptate. Să pună în echilibru ceea ce prin ceea ce ați trecut voi, acum trece persoana respectivă. Și veți avea o noutate de la această persoană. Deci nu se poate, e extraordinar de frumoasă etalarea. Știți ce este aici? Este o putere, o intensitate, este ca și cum ați cere o discuție sau o noutate de reală a unei persoane care face parte din destinul vostru. Deci iar nu vrea să meargă. Asta vrea să vă spună. Este ca și cum ați călători la persoana respectivă sau invers, ar veni spre voi. Chiar vreau să văd turnul acesta ce vrea să-mi spună. Da, asta este. Și-a dat seama că a greșit. A greșit ceva în familie, ceva în relația în care are. Și-a provocat durere. Da.
v-a provocat, vouă v-a provocat durere, pentru că voi sunteți monedele. Sau poate este ca și cum ai fost în concurență cu propriul tău partener la locul de muncă și în momentul în care s-a impus în fața ta pentru cu totul altceva care de fapt nu avea logică, chiar dacă a pierdut și a dat seama că a pierdut, că nu a ascultat de sfatul tău, dar în același moment și-a dat seama, abia acum și-a dat seama că de fapt ți-a provocat o mare durere. De ce? Pentru că te-ai îndepărtat imediat. Și aveți grijă în general, pentru că văd această energie 10 la acesta de spade și pajul. Acestea sunt bârfe. Sunt discuții. Și discuții mai ales la locul de muncă. Poate vin de la locul de muncă. Sau nu vă descărcați nervii acasă pe cineva din cauza nervilor de la muncă. Cineva vă e o energie foarte toxică. O energie de război, o energie și mergeți acasă și începeți. Vreau să faci aia, vreau să fac aia. Și e ceva la care nu poți reacționa. Simplul lucru pe care poți să-l faci este să te liniștești. 4 de spade. Și posibil pentru unii dintre voi să aveți, cred că veți fi, mi se arată ca niște secrete, niște documente, ceva. Este ca și cum găsiți niște secrete la locul de muncă. Ceva care vă pune pe voi în imagine, într-o imagine mai bună, ca și cum am avut dreptate. Și este ascuns, este ca un secret. Dar aici aveți de-a face cu justiția, cartea Balanței, vă oferă, într-un fel, vă oferă pe ascuns acea informație. Este ca și cum ar veni acea informație la voi. Haideți să vedem pentru Capricorn ce energie are sufletul pereche, ce dorește din viața voastră, dar nu vă jucați cu destinul, vă spun sincer. Aici nu vă ajută. Chiar dacă vreți voi să schimbați ceva. Nu se poate schimba decât în momentul în care vine momentul oportun să se schimbe. Și energia voastră este foarte... a căzut la un nivel inferior. Vă doare. Simt o durere în plexul solar. Parcă m-a rănit pe mine. Este cineva dintr-o viață anterioară. Fie este un ex... Este cineva care v-ați atașat foarte mult și v-a trădat. Pentru că aveți de-a face cu 6 de cupe. Este ca și cum cineva v-a făcut viața frumoasă și la un moment dat v-a trădat. Nu v-ați așteptat la așa ceva. Ce vă oferă sufletul pereche? Care este interacțiunea și, într-adevăr, ce dorește? Sufletul pereche vă oferă iubire. Doamne, cât de frumos! Imaginați-vă că în jurul vostru se face un cerc frumos, alb, plin de iubire și în momentul în care vă rotiți, ca un voal, se împrăștie acea iubire peste tot. Asta înseamnă să iertați și voi în același moment. De ce? Pentru că toată lumea își dorește iubire. Nimic altceva. Iertați. Doamne, ce energie! Ce energie! Ce energie! Este numai iubire! Numai iubire! Mi s-a încrețit pielea. Se vede? Mi s-a încrețit pielea. Și sunt și alți pretendenți în viața voastră. Și ar fi bine să știți să alegeți acei pretendenți, pentru că într-adevăr este soarele. Este cineva care vă aduce acea energie. Este fascinant! Deci, efectiv, intră în viața voastră cineva care vă oferă totul. V-a căutat peste tot sau a făcut cea mai mare greșeală a vieții să vă lase să plecați din viața lor.
Aveți împărăteasa și am impresia că este ca și cum mi se spune, voi sunteți aici energia aceea și soarele n-a putut trece peste voi. Deci, efectiv, nu a putut trece peste voi. Mai vreau o carte. Da, n-a putut trece peste voi. A simțit că v-a dat la o parte. A avut foarte multe oportunități în viață. Dar singura oportunitate sunteți voi. Ca și cum e scris acolo că acolo trebuie să fiți voi. Și asta înseamnă o pereche foarte puternică. Aveți uniunea împărătesei cu soarele. Ce este soarele, oameni buni? Soarele dă viață, soarele arde. Deci, efectiv, vă spune. Ați fost dat la o parte, iar acum vine din nou în viața voastră. Aici va fi etalarea persoanei respective, mai sus va fi a voastră. Haideți să vedem ce clarificare avem. Cu siguranță vine spre voi. Știe că s-a comportat ca un cavaler de bâte. Că nu și-a luat responsabilitățile, știe de vinovăția pe care o are, dar cu siguranță știe că nu poate trăi fără voi. Nu poate. Trei de cupe. Fie că este într-o relație, fie că vă aflați voi într-o relație. Dorește să vă vadă, dorește să fie în fața voastră acum. Soarele. 6 de săbii. Este ca și cum ar traversa munți, mări, orice, numai să vină în fața voastră. Eu sunt. Simplu. Eu sunt. Este dorința lor. Știe că sunteți un suflet pereche, știe că numai voi puteți să-i completați. Nu ținem cont de gen, ținem cont de vibrație numai. Știe că nu dorește să mai aleagă. S-a terminat alegerea. Voi, ce energie aveți voi? 2 de bâte. Este ca și cum ați luat o decizie în viața voastră. Ce vreți? Vedeți, doi. Doi. Ce vreți? Ce aveți aici? Clarificare. 4 de săbii. Vreți pur și simplu să fie liniște. Vreți să puteți să vă conectați cu acea persoană la un nivel spiritual. La un nivel de înțelegere. Să vă înțeleagă. Asta vreți. Soarele, față în față, va aduce față în față. Față în față, suflete pereche. Ia uitați ce vă aduce. Căsătorie. Pentru mulți dintre voi, suflet pereche. Deci, pentru cei care sunteți deja căsătoriți, va fi o reconciliere, va fi ceva la care își dau seama și se transformă o energie. Este ca și cum sunteți față în față la ceea ce este formarea acelui cuplu puternic. În momentul în care sunteți singuri, vine ca o energie de început pentru voi, special pentru voi, pentru că sunteți căutați de sufletul pereche. Sufletul pereche este foarte. Deci, vreau să vă arăt că nu numai că s-a transformat pur și simplu, dar sufletul pereche este o persoană clară, știe ce vrea. Punct și virgulă. Aveam un profesor la limba română care îmi spunea când punem, întotdeauna să știți să puneți punctul pe J și nu pe I, unde pune toată lumea. Persoana asta este foarte inteligentă, s-a transformat.
știe ce vrea, are mici secrete, e posibil să fie o persoană care lucrează în guvern sau are de-a face cu ceva mult mai complicat, pentru că avem de-a face cu scorpionul, ceva mai ascuns, cum avem 007, știți, informații, acele informații ascunse. Sau o motivație că nu a putut fi cu voi din cauza acestei meserii. Dar aici asta îmi spune. Este o putere, efectiv, ceva care se transformă într-o putere pentru voi. Da, nicio șansă. Nicio șansă. Nicio șansă să nu fiți singuri. Pentru că aici aveți cavalerul de spade. În momentul în care apare, pur și simplu acționează. Deci nu mai este interesat ce vreți voi. Ei știu ce vreți voi. 11-11. Vedeți? Perechea! Perechea! Atât voi, cât și persoana cealaltă ați îndurat foarte mult. În momentul în care sunteți uniți, ați făcut o pereche imbatibilă. O pereche imbatibilă. Asta este. Mă bucur pentru voi. Chiar aștept mesajele voastre pentru cei care, într-adevăr, sunt pentru voi. Nu uitați că este o etalare generală. Nu vociferați la... și nu vă luați de detalii mici. Luați în ansamblu și luați ceea ce, într-adevăr, știți că este vorba despre voi. Și nu uitați că sunteți o treime din fiecare. Perechea imbatibilă. Vreau să o... Asta va fi, cred că, imaginea voastră. Perechea imbatibilă. E perfect. E perfect. Deci dacă lucrați în media, sunteți top, 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 top de la top. Haideți să vedem ce avem de la Îngerii Dragostei. Nu mă pot desprinde de energia pe care... Ia uite așa aveți voi. Atracție. Atrageți romantism, dragoste, atunci când, într-adevăr, sunteți în momente care vă face plăcere să trăiți. Exact când miroși o floare, se activează dragostea. Când vi se oferă o floare, ce puteți să activați? Să-i dați o palmă celuilalt sau să îmbrățișați? Nu spuneam altceva. Să fiți atenți la semnele care vă dă ceva de gândit. Asta vreau să vă spun aici. Pentru că pajul acela, vă spuneam, este o bârfă și este cineva care vrea să vă atace. Și e posibil atacul acela să fie la locul de muncă. Fiți atenți! Este bine să arăți iubirea pe care o simți. Haideți să vedem acum ultima. Vreau să mai am încă una. De la Îngerii Dragostei. Pentru Capricorn. Ce vrea Universul? Ups! Să știm. Ce vrea Universul să știm? Se întorc prea multe. Trebuie una. Ce vrea Universul să știm? Retreat. Este timpul să vă deconectați de lume și să fiți împreună cu persoana iubită. Și abia atunci vă dați seama cât de puternici sunteți. Asta vă spune. Iarăși. Voi sunteți puternici atunci când sunteți uniți. Ia uitați-vă și voi la fotografia pe care o aveți. Aveți, de fapt, oglindirea față-spate. Deci dacă o luăm pe această idee, da sau nu? Asta înseamnă. Voi sunteți o putere. Pur și simplu sunteți o putere. Deci imaginea din față și imaginea din spate. Asta sunteți.
Ne auzim. Aștept mesajele voastre. Nu promit că le voi citi pe toate, dar vă doresc din toată inima numai bine. La revedere. Sper să-mi dați un like. Unii un dislike, dacă nu este cazul pentru mine. Vă mulțumesc și încă un anunț. Pentru cei care nu au posibilitatea să intre pe 7 mai, niște situații extreme sau poate sunteți la locul de muncă, vă rog frumos, trimiteți un e-mail pe tarotsherry@gmail.com și vă voi trimite link de pe ceea ce am făcut online. Va fi unlisted, după care va fi din nou iarăși private. Vă mulțumesc, numai bine, la revedere!